Un medic din Târgu Mureș a demonstrat eficacitatea vaccinului, iar asta chiar după prima doză. Teodora Benedec a vrut să verifice nivelul anticorpilor de SARS-CoV-2 la 2 săptămâni după administrarea primei doze de vaccin. Iar rezultatul a arătat un nivel de anticorp de 3 ori mai mare decât e considerat necesar pentru protecția împotriva virusului. Ca medic aflat în prima linie a luptei cu coronavirusul, Teodora Benedec a fost printre primele cadre medicale vaccinate la Târgu Mureș pe 31 decembrie. Rapelul a fost programat pe data de 21 ianuarie. Medicul a avut însă curiozitatea de a afla care e nivelul anticorpilor produși de organism după prima doză administrată, așa că s-a prezentat din nou la laborator. Avem de așteptat 10-15 minute până la rezultat. Va da cu siguranță un sentiment mai confortabil, că sunt în siguranță atât pentru mine cât și pentru cei dragi mie și pentru pacienții pe care îi tratez. Cu toate că studiile indică abia după rapel prezența unei cantități suficiente de anticorpi pentru a anihila SARS-CoV-2, medicul a avut o surpriză plăcută la doar 2 săptămâni după prima doză. În cazul acestei determinări de laborator se consideră că o valoare a titrului de anticorp de peste 1 este pozitivă, deci înseamnă că organismul are anticorpii necesari pentru a se lupta cu virusul, iar titrul meu de anticorpi la 2 săptămâni după vaccinare, după prima vaccinare, este de 4,4 unități arbitrare pe mililitru, ceea ce înseamnă că deja la 2 săptămâni am protecția necesară în cazul în care m-aș infecta cu noul coronavirus. Teodora Benedec este profesor universitar, medic primar, cardiolog și șeful clinicii de cardiologie a Spitalului Clinic de Urgență Târgu Mureș.